slava Domnului pentru îndemnarea noastră de rugăciune. Citim Psalmul 103, un psalm foarte bine cunoscut de către noi toți, să urmărim cu respect citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate boalele tale, El îți împlinește viața din groapă, El te încrunează cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să tinerești iarăși ca vântul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelungător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după părădăregile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe din ce suntem făcuți și aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea nu mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii, copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul îngerii Lui, care sunteți tare în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvântează sufletele pe Domnul. Amin. Amin. Așa cum suntem îndemnați cu așa cuvinte frumoase și noi să-L binecuvântăm pe Domnul. Toate lucrările Domnului sunt chemate să-L binecuvinteze pe Domnul, dar în mod deosebit sufletele răscumpărate de Domnul suntem datori și se cuvine să-L binecuvântăm pe Domnul. Cuvinte de laudă, de adorare, de binecuvântare la adresa lui Dumnezeu. Haideți cu toții să ne concentrăm în sensul acesta. Și bine ar fi să respectăm momentul de rugăciune de la început și până la sfârșit. Bine ar fi să ținem ochii închiși și să nu ne uităm la ceilalți și să ne concentrăm asupra acestui imperativ pe care cuvântul Domnului îl cere. Binecuvântați pe Domnul, toate lucrările Lui, toate oștirile Lui, sufletul meu binecuvântează pe Domnul. Tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Dar cel puțin cuvinte de laudă, de adorare la adresa Lui Dumnezeu. Ce frumos ne-ați dat să fim cu toții gata pentru a-L binecuvânta pe Domnul. Sunteți de acord? Sunteți învoiți cu psalmistul și cu noi la această lucrare? Haideți să o facem din toată inima, să o facem cu toată bucuria, să o facem și cu toată gura, să ne deschidem gura larg, să binecuvântăm pe Domnul, să aducem cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Mulțumire, recunoștință, adorare, așa cum știm și cunoaștem. Sunt multe, multe exprimări, expresii ale binecuvântării, ale laudei la adresa lui Dumnezeu. Și copiii să o facă. Și ei să țină ochii închiși. Și să-L binecuvântăm pe Domnul cu toții. Domnul să ne ajute să o facem măcar atât cât am încercat să vă motivez și să depășim limita aceasta și să aducem cu adevărat laudă lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne plecăm la Domnul. Noi trebuie să fim plini de bucurie în al binecuvânta pe Domnul. Trebuie să fim plini de bucurie, să fim la casa Domnului. Să fim împreună cu frații la casa Domnului. Să ne silim să fim la casa Domnului. Să ne silim să fim de la început și până la sfârșit. Ca să fim parte la jertfa întreagă adusă pentru Domnul. Aici, în psalmul acesta, atâtea cuvinte frumoase de a-L binecuvânta pe Domnul. Și fiecare dintre noi puteam să spunem, sau putem să spunem, nu e niciun baică, mai repetăm, putem să spunem, El ți-a dat toate fără de lege.
Doamne, tu mi-ați fără lege. Tu mi-ai dat fără lege. Să lăudăm pe Domnul. El îți vindecă toate bolile tale. Doamne, tu mi-ai vindecat bolile. Tu m-ai ținut și mă ții sănătos. Îl lauzi pe Domnul. Binecuvântez pe Domnul. Apoi scrie aici, mi-ai zborit viața din groapă. Păi da, din groapa veșnicii, groapa viinii. Groapa aia veșnică. Mi-a salvat Domnul pe toți. Slăviți să fie Domnul. Dar și din grob de astea ai căzut în grob. Groapa de jnădejdii, groapa bolii, groapa pierderii sau câte alte grob. Mi-a izbăvit Domnul. Păi n-aveam cuvinte de laudă la adresa. Dumnezeu, amen. Dar se încurunează cu, ea te încurunează cu bunătate și cu îndurare. Ne-am încurunat Domnul. Este satură de bunătăți bătrâneția. Am bătrânii, să zică. Doamne, mai binecuvântați și pe mine, ca bătrân, pot să fiu un caz de rugăciune. O să mă bucur de sănătate sau de suficient de sănătate. Nu neapărat să fim sănătoși tun până la 90 de ani. Nu neapărat. Să obosește și trupul ăsta. Dar dacă Domnul vrea să ne țină, ne poate ține sănătos. Dar bătrânețea vine și cu slăbiciuni, și cu neputințe. Tu, Doamne, satul de bunătăți bătrânețea. Lauzi pe Domnul. Și scrie aici, te face să te rești arăt ca vulturul. Am bătrânii nu chiar sunt cu noi. Dar sunt bătrâni. Tine ca vulturul. Îți gata la rugăciune, îți gata la post, îți gata la părtășie. Merg la părtășie, nu spun că sunt obosit, nu spun că sunt bătrâni. Avem ce învăța de la ei? Bătrâni. Tine ca vulturul. Întineriți ca vulturul. Vezi în casa Domnului, ca cete din Liban, ca finicul. Bătrânii. Domnul face lucrul acesta pentru cei ce sunt. Te votați pentru El. Apoi Domnul face dreptate și judecată. Doamne, Tu faci dreptate, te laud pentru asta. Faci judecată. El și-a arătat căile sale lui Moise, scrie aici. Dar ne-a arătat și nouă căile sale. Lăudăm, binecuvântăm. Domnul este îndelung răbdător. Domnul este milostiv. Doamne, ești milostiv, față de mine. Îndelung răbdător, bogat în bunătate. Nu te cerți cu mine fără încetare. Nu ține mânia ta. Doamne, poți să fii mânios pe mine, ai motive, dar nu ții în veci mânia. Ai răscumpărat, mi-ai binecuvântat și așa mai departe. Doamne, câte cuvinte de laudă, de binecuvântare la adresa lui Dumnezeu, nu am salmul acesta. Dar apoi, există pasaje trei versetelor Scripturii. Învățăm de la Apostolul Pavel, învățăm de la Apostolul Petru, învățăm din cartea Apocalipsa și mai doar la Apocalipsa. Dar știți aceste citate, le avem. Ar trebui să le avem și în inimă și să le avem și în gură. Trebuie să le avem și în gură. Eu îmi deschid gura larg. Deschideți gura larg și Domnul te va umplea. Păi dacă nu-ți deschideți gura, Domnul n-are cu ce să-ți umple gura. Trebuie să deschidem gura larg. Dar în momentul când nu putem să deschidem gura larg, înseamnă că ne este blocată gura. Este ferecată gura. Și nu vreau să mă duc mai departe. Nu vreau să mă duc mai departe. În momentul când cineva nu vrea să vorbească, nu poate să vorbească, este ținut legat să nu vorbească, acolo foarte greu este eliberarea. Nu poți să comunici cu acel suflet. Nu poți să comunici. Nu-și dă taina pe față. Este legat. Sufletul acela este legat. Dacă nu-ți poți deschide gura larg să lauzi pe Domnul cu strigăte mari, cuvinte mari, cu cuvinte de astea. Tu ești îndurător, tu ești îndurător, tu ești plin de bunătate. Cu mine, Doamne, nu te cerți, să cuvinte mari. Nu tari, mari. Cuvinte mari ale Scripturilor. Noi așa trebuie să vorbim. Hai să te suntem în Apocalipsa, capitolul 5. Cânta o cântare nouă. Când s-a rupt peșetea, cânta o cântare nouă. Și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și le-ai rupt peșețele. Căci ai fost unghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice noroc și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. Am uitat și pe jurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei, aceștia, strigau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Acest verset nu este greșit să-l învățăm pe de rog
și să putem rosti în rugăciunile noastre, în laudele noastre la adresa lui Dumnezeu mai departe. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și toți cei ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând. Vă puteți imagina ce a fost, ce este aici, ce va fi aici? Toate făpturile din cer, de pe pământ, de sub pământ. Am auzit spunând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și al mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea vecii vecilor. Măriți să fie Domnul! Și cele patru făpturi vii, care sunt în cer, ziceau, amin, amin, repetau. Și apoi, cei 24 de bătrâni, care au participat la această slujbă, la această închinare, la această adorare adusă celui ce a venit, celui ce a adunat atâta norod în jurul lui, răscumpărat din orice seminție, din orice neam, cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Binecuvântat să fie Domnul! Am cuvinte de la o de la adresa lui Dumnezeu. Le găsesc aici, le găsesc în stat, le găsesc într-o parte, în alta, fie să fie și în inima mea, să fie și în inima ta. Încă lăudăm pe Domnul, încă binecuvântăm pe Domnul. Deblocați-vă, fraților, deschideți-vă gura și lăudați-L pe Domnul și binecuvântați numele Domnului. Și tot în această rugăciune facem și mijlocire pentru cauze, pentru situații grele de încercare. Dacă sunt cauze speciale, le puteți aminti. Suntem rugați de sora Cheța să mijlocim pentru nepotul Andreas, care mâine va fi operat. Domnul Dumnezeu să vegheze și să binecuvinteze și această lucrare și să aducă sănătate de plină și peste acest copilaș. Dacă mai sunt și alte cauze care în afară de cele afișate, Ema se legeam să ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să desăvârșească lucrarea, să o restabilească pe sora Ema, să-i dea, să-i dea pace, să-i dea încredere, să-i dea bucurie, să binecuvânteze și copiii, care sigur și ei întreabă ce se întâmplă, să binecuvânteze și soțul, să dea milință, Domnul, în această încercare.